mergem la o vilă care se numește Casa cu Păsări. Că mozaicul e plin cu păsări. Și era o poziție bună. Avea briză bună de la mare aici, la sigur. Din casă nu a rămas mult, dar putem vedea mozaicul frumos care era în casă. Și azi sunt flori, frumusețe de iarnă. Ăștia că îi vedeai de la Carlton, da? Da, băieții care stau atârnați cu... Și din păcate, uite, veneam din Europa și stăteam la plajă, la Tel Aviv, cu 20 de ani și treceau elicoptere cu picioare spânzurate și cu mitraliere și acum invers. Aici, în Israel, simt că e liniște și pace și nu mai e nicio problemă și... Acum acasă sunt probleme. Vezi cum se întoarce lumea. N-am nimerit-o cu biserica. Adică? Azi nu deschide deloc. N-are nimic. Dacă vrei, mâine la ora 10. Joi. Anulez biletul. Bine, avem mai mult timp acum. Larinț e frumos. Ai văzut ce mic dejun bun au. Mai stăm o zi, nu-i problema. Acasă e frig, anins ieri. Aici sunt 20 ceva de grade, ce să facă acasă, Freddy? Nici nu poți să te duci să pescuiești asta. Exact. Uite, am ajuns. Aici am construit eu vila mea. Și așa după aia? Spus, ți-au retras autorizația și a rămas? Centurionul Roman a spus asta, nu? A, am crezut că tu. Nu prea. Dar... era respectuoasă. Centurion însemna șef de sutaș, legiune, nu? Sutaș. Care avea 100 de soldați în subordine, nu? Era mare. Noi ce vedem acum e numai centrul curții cu păsările. Mozaicul cu păsări. Deci de-aia zice vila cu păsări, că era mozaicul cu păsări. Ce frumos să se păstreze de atâția ani de zile. Aveau rațe, gâște. Toate ființele din Orientul Mijlociu, nu numai păsări, sunt și căprioare de jur împrejur, tot felul. Uite pelicanii ce bătrâni sunt. În total erau cam 120 de medalioane din astea cu diferite păsări. Și e cunoscută sub denumirea că palatul cu curtea cu păsări. Dar ce bine s-a păstrat. Probabil că din cauza că a fost acoperit cu pământ, nu? Desigur. Ieri am venit acasă și mi-a dat nepoțica, a făcut un mozaic, scrie 100. Spune, ce înseamnă 100? Spune, 100 de zile de când am început prima clasă la școală. Aha. Acum este 100 de zile de la guvern, 100 de zile de la președinte, 100 de zile când am început clasă. Da, ce drăguț. Și apeductul unde e? Continuăm. A, tot aici ai, nu? Da, da, cu mașina. Nu-i departe. Frumos. Foarte interesant. Asta e vila cu păsări. Și ca poziție s-a pus așa pe un deal, ca să aibă view. Da, are view și are briză aici. La sigur. Cum e vreme la noi, o zi de iarnă frumoasă așa și mâine o să fie 12 grade cu ploaie.
se 12 grade? Brusc. Așa diferență mare de temperatură? Da, da. Mâine scade de sus cu 10 grade. Încălzirea globală, Freddy. Poftim? Încălzirea globală. Nu știu, încălzirea locală deocamdată pentru mine. Eu nu sunt așa de înfricoșat de încălzirea globală. Cât de încălzirea măcar locală. Măcar că eu văd, eu mă învârt peste tot, în toată lumea, pe toate continentele, și văd cum ghețarii se micșorează. Merg în Noua Zeelandă, unde era odată ghețarul, acum merg 3-4 km până ajung la el. În pădure obișnuită. Și în America de Sud la fel. Eu pot să țin minte acum, nu trebuie să văd în fotografii, până unde era odată și unde e astăzi. Dar, liniște, în cadența noastră o să mai fie încă. Nu știu, să fie încă 200-300 de ani. Deci n-a bucă noi era glaciară pe aici, până Israel. Nici în Israel, nici în România. Mie îmi place tot ce e verde și natural. Nu pot să spun că accept tot ce mi se spun de partidele verzi, că nu întotdeauna sunt exact. Cum e tot ce vedem la știri despre războiul din Ucraina, nu totul e adevărat. Ăștia ne spun o poveste, ăia ne spun o poveste. Și deodată i-a spus lui Churchill, la o conferință, o doamnă, domnul Churchill, ce o să spună istoria despre tine? Spune, n-ai grijă, eu scriu istoria. Cuvântul istoria în engleză este his story. Depinde cine povestește. Corect. Și din ce parte a baricadei este? Cine este responsabil să scrie? La Roma era un templu al fetelor vestiali. Erau virgini de vestiali. Ele păstrau toate documentele Imperiului Roman. Dar întotdeauna un împărat cu cap putea să le schimbi. Rescria istoria. Șterge. Da. Paragraful ăla. Scoate 4 sururi și le schimbă cu alte 4. Bă. Și aia rămâne. El este șeful. Puneți-ne într-o cutie, îngrupați-le și le găsesc băieții peste 1000 de ani, oricum nu mai știu că le-am schimbat. Da, sigur. Văd aici încă 4 mașini, nu văd oameni, erau numai noi. Au dispărut, se vede. Unii dispar aici. Poate e de asta, de poartă, de timp, știi? Te duc în vremea romanilor. Ieșiți în altă epocă. Da. Nu închide acum, că în 2 minute suntem la apeduct. Mai îmi povestești ceva. Deci să știți că a fost o săptămână lungă cu Freddy și în Israel și uitați, astea sunt aventurile pe care noi le-am filmat cu mașina. Și mai avem una aici, care am găsit-o când am fost la grădina Ghețimanului. A găsit Freddy mașina așa, din parcare și băiatul care l-a lovit a lăsat un bilet acolo și l-a sunat Freddy și a venit imediat și a zis că suportă toate cheltuielile. Adică a fost foarte... Sunt oameni și oameni și la noi și la... Și aici. Gata. Mergem mai departe la apeduct. Mergem să vedem apeductul roman. E cel mai bine păstrat, nu? Din da. Cel mai bine păstrat din toată țara. Din toată țara. Era foarte lung. Asta e partea care a mai rămas întreagă imediat. Adevărul că erau două apeducte. Noi vedem cel mai bine păstrat e cel roman. Că este încă unul bizantin, dar e mult mai puțin bine păstrat. Și trebuie de ținut minte că ăsta e capătul apeductului, că el vine de la 23 de km distanță din Munții Carmel. Acolo sunt izvoarele, o săpat tuneluri în munte și când iese, ajunge aici și este făcut apeductul ăsta care îl vedem în cu minut. Uite, în fața noastră deja. S-a păstrat pe lungime considerabilă. Da, continuă înainte. Dar e acoperit de nisip de acum. Asta a dat nisipul jos aici. El continuă așa, încă kilometri pe kilometri. Oh.
Și după aia treci sub autostradă, pe care am călătorit spre Haifa. Treci sub autostradă, acolo e un sat, satul ăla de care ți-am povestit că erau imuni cu malaria, dacă ți-i minte. Mm-hmm. Coboară sub satul ăla și iese pe malul mării și continuă pe foarte bine păstrat. Deci că acum ai făcut. Ce înseamnă lucruri de caritate bine, trainic. Am plătit bine lui Irod. Da. Am făcut lucruri de caritate, nu e glumă. Uite, dacă te uiți la dreapta, învârte-te puțin, vezi încă unul. Pe dreapta se vede o gaură, așa, da? Mm-hmm. Este capătul de dreapta, mai da, la da, dreapta. Am văzut, am văzut. Este capătul apiaductului bizantin. Bizantin vorbim acum de secolul 5-6. Dar orașul a continuat, încă nu a fost distrus, așa că mai avea nevoie de apă. Și s-ar putea că ăsta nu era de ajuns. Deci bizantinii au făcut ca o țeavă. Nu, tot un apiaduct. E apiaduct. Da. Noi vedem numai ieșirea aici ca o țeavă, dar duce și pe deasupra. E un canal acoperit cu piatră și mergi pe el apă. Construcție de 2000 de ani, făcută cum trebuie, ține. Și dacă nu a stricat-o nimic ca să ia piatră, să facă alte case din ea, îți rămâne. Poți să-ți dai ideea cât era de mare orașul. Că noi am călătorit cu mașina în toate direcțiile, așa. 50.000 de oameni, mă. 50.000 e o mulțime. Pentru timpul ăla era cel mai mare oraș din provincia Palestina. Nu era unul mai mare. Ierusalimul era cam 15-20.000 maxim. Când am început la Cezăria, eram lângă port, lângă portul de cărbun, dacă o vezi de stângă. Ca să ai idei cât era de lung. Și apetutul ăsta mergea până acolo, nu? Mergea până oraș, aducea pentru canalizare, pentru nimfeu, pentru băieni romane, pentru toalete, pentru tot. Apă de băut, sigur. Poți să iei bani de ăștia, mergi în zone unde nu plouă și spui, domnule, dacă vreți să dați niște bani, eu spăl mașina și plouă și la voi. Ilie, eu făcut jertfă, au venit, mai, eu nu trebuie să fac jertfă, nu mai fac mașina. Murphy low. Uite aici, n-au văzut să faci barbecue. E semnul ăla. Da, normal. Ca să nu se afume pereții. Apeductul roman. Hai, loc arheologic. Trebuie să dea puțin respect. Mergem să bem un suc ceva, o cafea, o... Da. O terasă frumoasă. Terasă pe malul mării nu este aici, dar la centru, este în centru... Nu neapărat aici, nu neapărat pe malul mării, undeva, oriunde. Da, da, aici, la Cezărea. Am ajuns la finalul călătoriei noastre din Israel, sunt cu Freddy, mergem în drum spre aeroport, Freddy s-a oferit să mă ducă la aeroport, avionul meu e undeva la 17.40, trebuie să vin cu 4 ore aici din motive de securitate. Pentru mine a fost o călătorie deosebită, îți mulțumesc foarte mult, Freddy, pentru
pentru toate explicațiile profesionale și pentru tot ce mi-ai oferit și sper că și cei care se uită la noi au fost încântați și nu sper, chiar au fost, pentru că am văzut comentarii foarte, foarte pozitive și foarte laudative. Și eu am avut mari plăceri. I-am spus soției mele că după 2 ani de pandemia mi se cuvinea un cadou să cunosc un om ca Sorin. Și am avut mari plăceri să călătorim împreună și sper că o să ne mai reîntâlnim și vă salut! O să aveți de la Sorin telefonul meu, puteți să vă adresați pe WhatsApp cel mai bine, este și e-mail, dar WhatsApp e cel mai ușor, că poți răspunde întotdeauna, sau scris sau verbal, și cine dorește ajutor, întotdeauna sunt amabil. Deci Fred e tot timpul pe drum și mai bine îi scrieți pe WhatsApp ca să vă răspunde la mesaj decât să sunați, că răspunde mai greu, adică răspunde mai greu la telefon, așa că scrieți-i pe WhatsApp sau registrați-vă vocea și el vă răspunde cu plăcere și vă organizează tururi private sau mai grup mai mic sau mai mare, așa cum vă doriți. Mulțumim mult pentru că ne-ați fost alături în această călătorie în Israel și să ne vedem și ne auzim cu bine. Doamne ajută! La revedere! Doamne ajută! Litraot!